Nouă ne rămâne să încercăm și să vedem dacă e cel mai bun, ștergem canalul, dacă nu, ne vedem și data viitoare. Și ne-a întrebat dacă vrem să împărțim asta cu cineva și am zis că mai bine așteptăm. Că noi suntem influencer și filmăm. Nu este murdară, dar este foarte, foarte uzată. Are urme pe ea, adică... Într-adevăr, dacă veniți în UK și nu sunteți învățați cu cârnații englezești, o să spuneți că nu sunt chiar atât de buni. Dar ei sunt buni, credeți-mă, sunt buni. Trebuie doar să vă obișnuiți. Am apă în gură. Spun și vă îndrumă să mâncați sănătos la micul dejun. Sunt niște mincinoși. Ascultați-mă pe mine. Eu doctor în nutriție. Există un album cu toate vedetele care au intrat în, această cafenea. Așa că dacă veniți la recomandarea noastră la cafenea aici, o să găsiți o poză cu noi pe perete. Ah. Bună dimineața! Nu știu dacă v-ați dat seama, dar țelul nostru ascuns cu acest canal este să găsim cel mai bun mic dejun englezesc. Iar dacă îl vom găsi, promit eu să șterg acest canal, pentru că practic ne îndeplinim țelul, nu? Da, nu cred că se va îndeplini, dar noi încercăm să-l găsim și canalul nu va fi șters, vă asigur eu. Și dacă vă amintiți, cei mai vechi dintre voi, noi am încercat un mic dejun senzațional la Embassy, se numește. Da. O să lăsăm vlogul în descriere, iar astăzi o să mergem la Pelici, o cafenea, culmea, condusă de niște italieni, are o istorie super bogată, vom încerca acolo micul dejun, am înțeles că ar fi cel mai bun din Londra, nouă ne rămâne să încercăm și să vedem dacă e cel mai bun, ștergem canalul, dacă nu, ne vedem și data viitoare. Hai să vedem! Și pentru că e canalul meu, chiar vreau să subliniez asta, el se numește Robert Super Trump, deci pot să mă plâng, dacă apar așa în halul ăsta, în fața voastră, este pentru că Andreea nu m-a lăsat să mă duc la un bărbier, să-mi fac părul, să-mi fac barba, pentru că, ghiciți ce, noi peste o săptămână mergem în România, așa că mi-a zis, bă, de ce să cheltui de două ori bani? Da, așa că trebuie să mă acceptați în halul ăsta. Iar dacă e să revenim la această cafenea, ea se află în Bethnal Green, foarte aproape de metroul Whitechapel. Și ceea ce este interesant este că au luat premii, mai multe premii în 2021 și în 2023, parcă, da, pe TripAdvisor. Ceea ce e destul de impresionant. Suntem foarte curioși să vedem. Ah, și o încă o chestie, e pe locul 147 din 35.000 de cafenele din Londra sau 135.000, nu mai țin minte, dar știu sigur că e undeva în primele 200, 147, 149 cam pe acolo. Da, foarte interesant. Ceea ce sună promițător. Și dacă nu mă minte Google Maps, ar trebui să fie pe strada asta, undeva pe stânga sau... Aici trebuie să fie, undeva pe partea asta. Și am găsit cafeneaua, dar ce vreau să subliniez, acest cartier nu e chiar atât de safe. Uitați-vă puțin la pereții acum sunt desenați. Cabinele telefonice sunt și ele foarte, foarte desenate și cea de acolo. Iar în partea asta văd că e închisă strada, văd un polițai pe mijloc. Și dacă vedeți voi tocmai în spate, sunt o grămadă de mașini de poliție cu ambulanță, cu pompieri, cu... Da, nu e atât de safe aici în cartierul ăsta. Iar ca să intrăm un pic în istoria acestei cafenele, ea este aici dinainte să fie Londra. Glumesc. E de la 1900, în momentul în care primul Pelici din această familie a ajuns aici în Londra și dacă vă uitați atent la numele brandului, are un E în față și asta pentru că imediat după moartea lui, soția s-a ocupat de această cafenea și și-a trecut acel E. Pelici. Dar cam atât despre cafenea. Hai să gustăm, că sunt foarte curios, nu? Și eu, și eu. Ce vorbeam noi acum două zile când ne-am gândit să mergem aici să mâncăm? Am zis că trebuie să venim din foarte dimineață, că este cam busy. Dar toată lumea spune asta pe internet. Și într-adevăr este ocupat. Singura masă liberă e aici, în stradă, dar nu vrem să stăm acolo. Și ne-a întrebat dacă vrem să împărțim masa cu cineva și am zis că mai bine așteptăm. Că noi suntem influencer și filmăm. Să nu deranjăm pe nimeni. Și te-ai enervat puțin, nu? De ce? Pentru că stăm la coadă de vreo 20 de minute și au intrat alții înaintea noastră. Da, și uitați ce coadă s-a format în spatele Andrei.
Și asta doar pentru acest mic dejun. Cred că ar trebui să fie genial, nu? Finally, am prins masa. Am prins masă afară, cu toate că nouă ne-ar fi plăcut înăuntru, pentru că acolo e istoria acestui, acestei cafenele. Ce ți-am zis de ieri? Că să te pregătești, că sunt foarte prietenoși. Da, și erau bine. Da, cea care ne-a așezat aici la masă ne-a întrebat de unde suntem și a început să spună că are o grămadă de prieteni români și că dacă știm italiană, că multe cuvinte se aseamănă și că ne înțelegem și da, e foarte, foarte drăguță. Ai zis că ce-am făcut? Am schimbat masa, nu? A, acolo era curent. Așa, și uitați-vă un pic ce coadă s-a făcut. Iar pentru voi am intrat înăuntru să trag câteva cadre, pentru că, așa cum v-am zis, acolo este istoria și asta pentru că decorul din lemn este sculptat de către un client al cafenelei în anul 1946. Bineînțeles, era tot italian, iar datorită acestui decor, clădirea a fost listată la gradul 2 la English Heritage. Nu știu prea multe despre aceste grade. Știu doar că undeva la 5 sau 6% din clădirile din Londra sunt plasate în la acel grad. Și ți-aduce aminte ce am comandat? Pentru că am uitat complet. Ne-am dat comanda de când stăteam la coadă afară pe stradă. Am comandat două mic dejunuri clasice. Ce preț au? Sau le zicem la final? Stai că le zicem la final. Bine. Nu vreau să dăm spoilere. Urmăriți-ne vlogul. Sincer, nu vlog-ul. Știu ce preț are cafea. Asta nu am văzut. Că am zis că vrem cafea, dar nu, chiar nu m-am uitat. Ah, și ai văzut? E ceva pur italienesc. Au zis că ei nu fac cu caramel. Pentru că în Italia nu prea vezi așa ceva ca aici. Da, n-au siropuri. Da, n-au siropuri, nu pun siropuri. Da, foarte interesant. Și înainte să ne vină mâncarea, să mâncăm, să degustăm, să dăm note, vreau să vă rog să dați un subscribe la acest canal, să dați un clopoțel, să dați un coment, să dați și pe Facebook follow și pe Instagram și pe TikTok. Practic aveți mână liberă să dați ce vreți voi. Să continuăm. Și am văzut acum o chestie interesantă. Deci au Instagram care se numește Pelici Cafe și au și un canal de podcast, Down the Coffee. Interesant, o să mă uit și eu pe el să văd despre ce vorbesc acolo. Sper să nu vorbească în italiană pentru că nu înțeleg nimic. No, at the moment, yeah. Thank you. Vreau păreri. E foarte mare. Uite cât o fasole e aici. Și de-astea de bacon. Nu știu dacă ați văzut clipurile noastre anterioare unde am fost și am mai mâncat la diferite restaurante populare din Londra, în special. Sunt populare, dar nu sunt fancy. Sunt pur și simplu cafenele de-astea de mic dejun de la colțul străzii, cum ar veni. De exemplu, farfuria e foarte lipicioasă și musculoasă. Și vesela, nu zic, nu este murdară, dar este foarte, foarte uzată. Are urme pe ea, adică nu sunt murdare, dar sunt foarte vechi, totul este foarte vechi. E de la 1900. Exact, și pentru asta ei sunt renumiți, că toată lumea vine pentru această experiență. Iar ca exemplu, vă putem arăta butelcuțele astea de ketchup și de, cred că e sos de barbecue. Uitați-vă un pic cum poate să arate și să nu mai spunem de solnițe. Da. Dar sperăm că mâncarea să fie bună. Și ce mai vreau să spun, singura diferență între cele două este pâinea. A mea este făcută toast, iar a lui Robert este prăjită în tigaie, în unt. Da, fac eu onorurile și începem cu ceea ce nu-i place Andrei foarte mult. Într-adevăr, dacă veniți în UK și nu sunteți învățați cu cârnații englezești, o să spuneți că nu sunt chiar atât de buni. Dar ei sunt buni, credeți-mă, sunt buni. Trebuie doar să vă obișnuiți. Am apă în gură. Da, tipic cârnatul englezesc. Uitați-vă, e un fel de... Nici nu știu să-l explic. Are consistența de aia, de parize. Și o să spuneți că e ceva iurea, dar nu. Sunt foarte buni, credeți-mă, sunt foarte buni. Și vreau fasolea să văd dacă este de aia de la Heinz. Pentru că, din nou, aici nu face nimeni fasole. Cumpără la, cum se numește? Conservă. Și o pune, dar
dacă îți faci tu chestia asta acasă, nu o să-ți placă atât de mult. Dar dacă vii aici și mănânci, e senzațional. Ok. Lasă-mă să gust din frumusețea asta de fasole. Da. M-am luminat la față, nu? Da. Și vreau foarte mult să văd cum e pâinea asta. Mamă, dar e super unsuroasă. Deci are pâinea asta la ulei. Dar cine a zis că micul dejun trebuie să fie sănătos? Cei care vă spun și vă îndrumă să mâncați sănătos la micul dejun sunt niște mincinoși. Ascultați-mă pe mine, eu doctor în nutriție. Știi cu ce seamănă? Seamănă cu... I-am făcut și Andrei, pentru că asta era mâncarea copilăriei mele, cu pâinea aia înmuiată nou și prăjită. Și după aceea a pus zahăr, doar că aici n-ai zahăr. E delicios. Mm. Și ai sărit peste aceste ciupercuțe prăjite? Care sunt delicioase. Și ce crezi că lipsește de aici? Lipsește cartoful la hash brown. Știi? Nu există. Dar chiar ăsta nu este mic dejun englezesc fără hash brown. Unde e hash brown-ul meu? Hash brown, nu? Era la mic dejunul la mai mare, care avea carne de două ori mai multă și avea și cartoful plus ăla, black pudding. O sângeretele. Dar Andreea, pentru că ea face economie la bani, a zis să luăm unde la clasic. Nu, nu mâncam atâta. O părăsc azi. Aș vrea să iei puțin din pâinea asta, să guști și să-mi spui părerea. Vrei să faci prostia pe live? Da. S-a cam întărit. Și vezi că e făcută cu unt dulce, nu-i sărat. Te duce cu gândul la... Da. Lipsește niște zahăr. Dacă iau de acolo puțin zahăr și pun peste, cred că e exact pâinea aia. Ideea e că în meniu zicea deep fried, deci cred că e băgată cu totul în ulei. Și am observat că o grămadă de idei îmi vin în momentul în care iau micul dejun. Aș vrea să-mi schimb canalul, să-mi schimb numele la canal de fapt și să și orientarea canalului, să testez doar mic dejun în fiecare vlog și să numesc canalul ăsta să fie ceva de genul micește-mă englezește sau dejunește-mă englezește, pentru că ar fi interesant. Și eu numai să mănânc mic dejun. Și mi-am adus aminte de o chestie super interesantă de această cafenea. În cartierul ăsta au trăit doi frați mafioți, cei mai mafioți frați din Londra, aici au trăit. Și în momentul în care ei au fost prinși, au stat foarte mult la pușcărie, de fapt au murit în pușcărie. Se numesc frații Clay. Am făcut chiar un vlog, o să-l las și pe ăsta în descriere. Și una dintre dorințele lor era să vină pentru o zi în cartierul lor aici, în Bethnal Green, și să își mai bea cafeaua pe terasa asta aici, pentru că ei aici obișnuiau să mănânce micul dejun și să își bea cafeaua. Da, foarte interesant. Și știu că o să vi se pară absurd, dar uitați-vă un pic la ouă ăsta cât de moale e și cât de bine arată și cum se face tot gălbenușul ăsta. E un banal ou, dar într-o locație ca asta e genial. Cea mai bună mâncare. Și tocmai ce vă ziceam mai devreme, am primit cârnatul Andrei. Nu-ți place, nu? Nu, mie nu-mi place, nu știu de ce. Nu-mi place. Eu-l ador. Sunt fan. Da, eu recunosc că am cedat, nu mai pot. Am lăsat niște bucăți de bacon aici. Roșiile alea nu pot să le mănânc. Ciupercile nici atât. Am mâncat esențialul. Mai poți? Vezi că eu n-am mâncat tot. Ți-am dat ție cucunatul și asta mie nu-mi place. A fost bun. Doar bun? M-a luat un somnic de la acest mic dejun genial. Mie mi-a plăcut foarte mult. Da, Andreea e imparțială. Mie mi-a plăcut. Chiar a fost bun. Ideea este că e foarte mult. Pun cam mult, într-adevăr. Și
Pâinea aia deep fry, bine prăjită, nu încercați pentru că e super grețoasă, adică mănânci o bucățică din ea și e ok, dacă încerci să o mănânci pe toată, nu mai poți să... E super grețos. Cum a spus și Robert, nu m-a dat pe spate, într-adevăr. Cantitatea este foarte mare, iar comparație cu prețul este ok. Un mic dejun clasic este 13,50 sau mai e acela de două ori carne, de două ori orice, care cred că era 16,50. Și singurul lucru care nu știm cât costă cafeaua, dar se plătește la bar și vă spunem la final. Like I said, I would rather a 3,000 pound rucksack. Și am terminat. Suntem în drum spre metrou, dar ca să înțelegeți cât de haotic am fost, mie mi se pare că vlogul ăsta e super haotic. Eu aveam un script așa pe care trebuia să-l urmez și am uitat să vă zic ceva super inteligent, super interesant, mai ales pentru Funny Friends. Ross, dacă știți pe Ross din serial, el a filmat pe strada aia într-un film, nu știu, a jucat într-un film aici în Londra și a filmat pe strada aia și obișnuia pe timpul filmărilor să vină aici la Pelicii să-și ia micul dejun și chiar există un album cu toate vedetele care au intrat în această cafenea. Așa că dacă veniți la recomandarea noastră la cafenea aici, o să găsiți o poză cu noi pe perete. Ah. Și dacă toți sunt aici, noi venim din direcția aia, acolo am mâncat, iar în locul acestor case existau până acum câțiva, nu știu, 30 de ani, 50 de ani, existau alte case și aici, la numărul 178, s-au născut cei doi frați Cray de care v-am spus eu mai devreme. Și vă las un link în descriere, pentru că vlogul e super, super interesant și mi-ar plăcea foarte mult să-l priviți. Și în continuare, pentru că eu mă tot repet, că am mai filmat aici în zona asta vloguri, rămân surprins și mirat cum poate să existe o ghenă de cartier ca ăsta, foarte aproape de centru financiar, adică centru financiar e în centru, și ăsta e la câteva stații. Dar în cartierul ăsta nu m-aș muta nici dacă ar fi ultima soluție să mă mut în Londra, pe cuvânt. Da, dați cu hate acum. A, e o ghenă de cartier. Mergem la metro? Da, încheiem vlogul aici ca să nu ne oprim gurile, știi? Vă mulțumim că v-ați uitat și la acest script. Dați un subscribe, dați un clopoțel, urmăriți-ne și pe Facebook și pe Instagram și pe TikTok și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Și am închis repede că vine un dubios pe noi. Hai mai închide camera.